Deci, el este din familie bună. Ce înseamnă familie bună? Ce înseamnă familie bună? Ce înseamnă familie bună în România? Vedeți că au fost 3-4 familii de nobili, at, marși, de băie, at, ce sunteți voi? Bunicii unde locuiesc? Da? În lor jurii de vede? De rău, da. Ești prima generație încălțată în București și tu ești de familie bună? De ce? Că au făcut tactul măta niște bani? Jumătate de milion și aveți apartament și azi, familie bună? Ce familie bună? Toată lumea bună de bani gata din București sunt niște parveniți ordinari. Ce familie bună și îl ceartă pe ăla. El la 30 de ani și s-a întâmplat, mă? Și-a găsit și-a făcut o facultate nouă. La prima, nu contează, până atunci nu s-a regăsit și-a făcut psihologia. Ăla n-are facultate. Gata, umilință. În secunda 2 dă lor la numai rușini. Că ăla n-are facultate. Păi ce trecule luăm în primă instanță, nebunul? Dar nu a evoluat, nu vrei să evoluăm împreună. Spre ce? Spre ce să evoluăm? Nu vrei să fac împreună, să evoluezi și tu, să citim. Aoleu, la 30 de ani te-a pus să citești, nu există asta, nu există, mama spune, nu există asta. Ea a făcut psihologie, nu ai nicio psihologie tu. Nu te ești o efectiv, care la 30 de ani te-ai înscris la o parte privată, la o particulară din asta și te-ai apucat să faci facultate de tu. Tăi, dreptul din gură! Nu-ți mai convine că el e mecanic auto, nu e bun, dar ți-a plăcut când luai banii de pe bujii. A fost bine la început. Ce face? E om de afaceri. Nu mi-ai întrebat, de facultate? Nu. Brusc după 10 ani s-a trezit pentru că e pe spiritual. Acum după carantină s-au trezit și mai rău că sunt pe spiritual și pe tot ce este deep, știi? Deep în ce? Păi deep, vezi că adâncimea voastră e un centimetru. Acolo e gata, s-a terminat adâncimea. Care e un deep în ce? Profund? Profund în ce? Păi un centimetru profunzimea voastră. Și ăla e plin de mâncare. Sunteți la suprafață, totul e la suprafață, nu e nimic deep. Unde? Deep în ce? Deep pe cașcaval, atât e la voi. Cașcavaletele.